Momentul mult așteptat a sosit, pentru că dacă nu ne-a ieșit faza cu jocul de Halloween, în care să ne dăm seama cine se mărită prima, eu sau Gabriela, o avem alături de noi pe Sanda, ca în fiecare vineri de altfel, ca să vedem ce surprize ne rezervă astrele, pentru că ne-au mai rămas chestii de discutat. În primul rând mă bucur că sunt alături de voi, dar hai să trecem de la frica pe care ne inspiră Halloween-ul, guvernată de Saturn, la iubirea guvernată de Venus. Deci vorbim despre iubire. Rămânem la iubire. Ce bine că vorbim despre iubire. Dacă aveți hărțile astrale pregătite, să știți, astăzi este ultima șansă. Sanda va vorbi despre Venus în Capricorn, Vărsător și Pești. Așa este? Corect. Voi începe cu cei care doresc să aibă parte de o iubire matură, responsabilă, adică cei cu Venus în Capricorn. Sper că v-ați pregătit cărțile. Dar stai așa, că din câte mi-amintesc, semnul Capricornului este unul foarte, foarte matur. Noi era, nu suntem Capricorn. Da, da. Dar Ioana cred că știe cei cu Venus în Capricorn. E adevărat, Ioana. Ei se afișează așa un aer mai serios, dar de fapt ascund o mare timiditate. Să mai rezervați în a face primul pas, de teama de a nu fi refuzați, ajungând chiar să-și reprime sentimentele. Sunt foarte sobri, dar de fapt ei sunt extrem de sensibili. Dar cum ne dăm seama că suntem în fața unei persoane în semnul Capricornului? Pun foarte, foarte mare preț, în primul rând, pe cinste. Dacă, de exemplu, ei promis ceva unui Capricorn și nu te ții de cuvânt, efectiv sunt în stare să te șteargă din viața lor. Nu tolerează sub nicio formă minciuna, au o atitudine sobră, rafinată, ce îi cam pune la respect pe cei din jur. Și cum se lasă cuceriți? Că acum am înțeles că ne pun la respect, dar mă gândesc că pot fi și ei cuceriți. Dacă cumva le-ai câștigat încrederea, atunci ei te vor iubi pe viață și își vor dezvălui adevărata față emoțională și chiar sensibilitatea ascunsă. Își asumă relațiile și să știi că sunt foarte devotați iubirii. Oh, ce drăguț! Iubire, iubire să fie astăzi. Hai să trecem mai departe la Venus în Vărsător. Cum îi recunoaștem pe aceștia? Ei, sunt foarte populari. Okay. Da. Le place să socializeze și nu pun etichete sociale, ceea ce e foarte important. Cred că de aici avem și noi de învățat foarte multe. Acordă șanse destul de mari relațiilor, conștientizând valoarea unei persoane. Dar cum trebuie să se comporte o persoană care intră în relație cu un nativ, cu Venus în Vărsător? În primul rând, trebuie să-i acorde spațiu. Vărsătorul chiar este semnul libertății. Sunt spirite libere în ceea ce privește iubirea, astfel încât e indicat cu ei să nu devenim posesivi, pentru că vor încheia relația rapid. Nu stau la discuție. Dar mie îmi place genul ăsta de iubire liberă, așa, nu? Adică nu sună rău deloc, dar sunt cuceritori. Da, au un magnetism foarte puternic. Sunt mereu înconjurați de prieteni, astfel încât ei pot crea fantezii celor din jur fără să-și propună neapărat și au foarte mare priză la sexul opus. Eu cred că soțul meu are Capricorn. Are Venus în Capricorn. E posibil, trebuie să mă uit. Adică nu știu, am Vărsător, scuze, stai că m-am emoționat, că n-am, adică prea ai zis așa despre. Da, nu știu ce să zic. Da. Am ajuns la ultimul semn zodiacal? Am ajuns la ultimul semn zodiacal, Venus în Pești. Ei fac pe plac oricui. Sunt genul care fac pe plac oricui, au o mare compasiune pentru cei din jurul lor, intuiesc nevoile partenerului și cumva ei știu și cum să se comporte cu ei. Sunt extrem de sensibili, visători și au o bunătate foarte rară, chiar ieșită din comun. Și ce cerințe au totuși până la urmă de la partener? Își doresc să fie iubiți și înțeleși. E foarte simplu la ei. Dar de cele noi așa. Da. Dar ei de cele mai multe ori oferă mai mult decât primesc. De ce? Pentru că sunt sub guvernarea lui Jupiter, care v-am spus, da, emite de 5 ori. Și sunt genul care oferă foarte, foarte multă iubire. Doresc de la parteneri să le înțeleagă vulnerabilitatea emoțională și se bazează foarte mult pe parteneri, chiar devin foarte atașați. Dar par mai visători, așa e? Da, așa este.
Sunt, au o fire artistică, iubesc poezia, muzica și dansul. Și da, în general, semnul zodiacal al peștilor este un semn mai visător și, din păcate, va atașa și foarte repede. Și mai sensibil. Da, și foarte sensibil, da. Dar ce lecții au ei de învățat? E indicat să nu confunde iubirea cu sacrificiu. Este foarte important cu sacrificiu de sine, da? Să-și deschidă inima și, atenție, să nu vă trădați chiar pe voi. Ah, deci zic că asta a fost tot? Am terminat am cu acest... Am terminat cu Venus, da. Data viitoare despre ce vorbim? Eu mă gândeam să vorbim despre predicțiile astrale, pentru că avem niște surprize pe cer. Plăcute sau neplăcute? Echilibrate. Am înțeles. Deci știți că eu ce vin să cred, că e foarte rezervată. Așa pe mine mă trec fiorii când mă gândesc ce ne așteaptă săptămâna viitoare. Pare că nu fi chiar de bine. Dar nu cred că intră Mercur iar în retrograd. Păi nu, abia ce a ieșit. Să ne anunț când mai... Da, dar v-am mai spus și de atâtea ori vă spun, nu trebuie să ne temem de retrogradă. Mie mi-a adus mai beneficii de data asta, de exemplu. A, da? Și... Da. Deci adică, se poate întâmpla să... Da, da. Dacă te împași cu el, la început a venit așa, pentru că cum este și asta cu luna plină. Este, energia planetară este mult mai puternică înainte. Mie asta mi s-a întâmplat pe Mercur retrograd. Am uitat o groază de lucruri să fac, importante, dar în timpul cât a stat Mercur în retrogradare, eu am avut noroc să intru la niște cursuri noi, să reiau niște cursuri. Adică nu e atât de grav. Deci n-a fost atât de rău. M-am împăcat cu el, nu. Am bine, noi să dăm râd vina pe Mercur retrograd, că e singurul pe care îl cunoaștem, da, și da, se pare că e vinovat, da, de trebuie toate să dăm vina pe cineva, noastre, da, sau pe ceva. Exact, corect. Dar revenind la faptul că ai zis că de săptămâna viitoare vorbim despre predicții, ce fel de predicții, pe cine, pentru toată lumea sau pentru fiecare în parte, să știm la ce să ne așteptăm, adică pentru ziua de vineri, să știm dacă... Vom vorbi despre predicțiile macrocosmice, da, ceea ce se întâmplă în momentul ăsta pe cer și cum ne impactează pe noi la nivel colectiv. Poate să fie mai rău decât a fost până acum, în ceea ce privește... Să știi că mai avem puțin și va intra și Marte în Scorpion. El e la casă. Dar... Asta nu sună bine. Exact, mă, fetelor, dar Marte în Scorpion mie nu mi-a sunat bine. Nu sunt specialist. Așa De ce sunt? Ba da, este foarte bine. Este la el acasă. Doar că el la casă are foarte multă putere, da? Se manifestă. Asta dar înseamnă... ce reprezintă Marte? Că, uite, noi Marte reprezintă curajul, acțiunea, chiar războinicul, iar Scorpionul este polaritatea emisivă a lui Marte, adică este posibil să avem niște acțiuni pe care dorim să le facem, da, interioare, e foarte important, dar să le ascundem. S-ar putea să ne batem noi cu noi, s-ar putea ca noi să începem. E foarte bună această poziționare a lui Marte, dacă mă întreb pe mine, pentru că cumva este bătălia ta cu tine. Impactarea este la asta nivelul tău și te transformi. Să facem un pas înainte. Exact, da. E vorba de o transformare interioară care, da, se poate și exterioriza, pentru că intră și soarele în Scorpion. Deja... Bine, vine și ziua mea, adică să ne vine relaxăm. Și ziua, da, ziua, vine și ziua Ioanei. A fost, da, deja, deci urmează ziua mea, da, numai cu fericire și iubire. Vin sărbătorile, vorba. Vin sărbătorile, exact. Să ne bucurăm, da, să petrecem. Exact. V-am spus, pentru orice problemă pe care o vedem în harta astrală, noi astrologii, cu siguranță avem cel puțin o soluție, așa că nu ne temem. Mulțumim, Sanda! Mulțumim. Mare drag! Mult. Și din nou vă spun, Venus reprezintă oglindirea noastră în ceilalți și iubirea este răspunsul tuturor problemelor. Iubirea este răspunsul tuturor problemelor, dar să știți că și unele sfaturi de beauty mai ajută câteodată. Să vedem ce ne-a pregătit colega noastră, Alexandra. Hai cu Venus!